Bună dimineața! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. Haideți să vedem cum arată Bitcoin în dimineața aceasta. Se pare că crease un symmetrical triangle, da? Pe care l-a rupt și acum a mai creat încă un symmetrical triangle, dar aseară a avut o cădere bruscă. De fapt, cred că a lichidat un flash crash, a lichidat ceva acolo. Multe, multe. Toți care au mizat că nu mai cade, da? Cei care sunt pe long și pe short, future mai exact. Și acum se pare că stă în triunghiul ăsta și vedem ce o să facă. Traiectoria triunghiului, adică ca și creștere, next target, ar fi undeva, deci ar rupe 64.000, da? Exact așa arată, dar se consolidează. Așteptăm să rupă triunghiul și vedem direcția. Sunt șanse, poate să plece și în jos. 65.000 sau 59.500. Da, astea sunt. Bun, vă povesteam ieri de acest Crunch Lab, da? Crunch Base, scuze. De ce spun asta? De exemplu, mă uitam la. Căutam exchange-uri, adică nu, căutam posibile. Da, exchange-uri și să văd ei în ce investesc. De exemplu, Huobi, care este un exchange foarte mare, da, foarte mare. Și ne uităm la investment. O să vedeți ceva foarte interesant. De exemplu, Multiverse Lab. Foarte mulți oameni mă întrebați, mi-a scris în mesaje și firmele, exchange-urile, când investesc în proiecte, toate sunt pe CoinMarket, adică sunt blockchain-uri sau sunt în cripto? Nu neapărat. De exemplu, sunt unele proiecte care nu sunt listate pe Coinbase încă, pe CoinMarket încă, dar, de exemplu, ăsta, Multiverse Lab, da? Uitați, Multiverse Computer Software Industry, da? Ăsta, ia uitați-l, este. Dacă îl căutăm Multiverse, încă nu este listat decât pe KuCoin, adică este la început. Și dacă ne uităm un pic pe la istoric, are din august, da? Dar s-ar putea să facă ceva frumos. Bine, astea sunt investiții pe long term. Asta trebuie să înțelegeți. Tot ce vedeți aici, adică trebuie să vă închipuiți așa, atâta timp cât exchange-urile mari, da? Investesc în astfel de proiecte, sunt proiecte pe long term. Nu investesc să peste noapte să tripleze sau să facă de 20-50 de ori. Da? La fel, dacă ne uităm la. Am căutat, să zicem, Tron. Da? La fel, ce a achiziționat? BitTorrent, Steam. Da? Steam, de fapt, este platforma. Da? Asta este Steam. Este achiziționată de Tron. Dar tot la fel. Stă, stă, stă și apoi o să plece. Este un proiect solid, un proiect care are potențial. Asta trebuie să înțelegeți. Nu este genul de proiect. Am avut ieri un client care tot mă întreba tot felul de chestii. De fapt, el ce își dorea? Dacă poate să investească un leu și să facă 10. Așa ceva nu poate să-ți garanteze nimeni, decât în shitcoin-uri sau, da? Adică pentru cei care vor certitudine, trebuie să înțeleagă un lucru. De exemplu, nu știu, ne uităm la Rivcoin, da? RVN. Și o să observăm așa, a avut o creștere, a avut o corecție, potențial până aici. Da? Adică asta trebuie să înțelegeți. Ba chiar, 161 Fibonacci, 0,5, da? Ăsta e potențialul. 0,7, un dolar. În cât timp? Nu știm. Vedem ce se întâmplă în bull market-ul ăsta. VRX-ul la fel. A avut o creștere până la 6,60 $, a avut o scădere până la 67 de cenți, adică un 10x are potențial de aici de jos. Acum are potențial cel puțin de 6 ori de aici, de 5 ori mai exact.
Da? Adică asta trebuie să înțelegeți. Potențialul real cu o monedă care este deja listată. Da? Și are. Deja are volum, are. Deci, structura are absolut tot. E vorba doar de răbdare. Bun? Haideți să vedem ce mai fac și alte monede. De exemplu, Dotul. Dotul a rupt haiul, rezistența. Era normal să întoarcă, să o ia suport, a testat suportul de ceva timp. De câteva ori l-a testat și acum vrea să meargă mai departe. Next target pentru Dot. Este fix. Ce avem aici? 60 de dolari, 66, 74. Da? Cam 74 e cel puternic. Apoi 113 și 153. Puternice, zone foarte puternice de rezistență Fibonacci. Da? Bun, haideți să ne mai uităm Shiba, Shiba Inu. Tot mi-a cerut să vă analizez Shiba, da? Haideți să vedem și Shiba. Shiba se pare că este într-un canal descendent, practic este o consolidare, da? Cât de curând o să plece de aici, da? Cât de curând. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că s-a consolidat pe 4 ore, arată foarte bine, da? Că am testat tot ce se poate. Ia pe daily. Da. Bun. Ideea care este? Așteptați tot timpul să rupă rezistența sau intrați tot timpul la suport. Da? Bun. Deci arată bine. Da? Se consolidează. E normal. Mai durează corecția. Poate să mai tragă un pic de timp. Poate să coboare până aici. Da? Așteptați tot timpul când vreți să intrați în poziție. Așteptați să rupă rezistența. Bun. Haideți să vedem riful. Riful se ține bine. Bine, bine. Se pregătește să plece iarăși. A rupt un simetrical triangle și vrea să merg mai departe. Egoldo, povestea mea de ieri că o să rupă rezistența și a rupt-o. Ceea ce înseamnă că e pregătit să meargă mai departe. 324-364. Și apoi 560. 555. Ăla e next target. Ripple-ul. Aproape a rupt rezistența. Aproape a testat-o de câteva ori. E ca asta să mai joacă un pic și apoi pleacă. Ok, și haideți să ne uităm un pic la Bitcoin. Să vedem ce vrea el să facă. Tot se consolidează. Tot se consolidează. Nu vrea să plece de aici. Nu vrea. Cu nici nimic. Bun. Până nu rupe triunghiul simetric, nu plec, într-un cuvânt. Da? Practic, tot vă povesteam că aici e o zonă de consolidare, dar o consolidare foarte puternică. Chiar ține foarte mulți oameni, chiar nu știu. Bine, păreri împărțite. Mulți spun că o să cadă, mulți spun că o să urce. Eu vă spun o chestie. Atâta timp, din punct de vedere al analizei tehnice, atâta timp cât el se consolidează aici, în zona asta, peste 60.000, creează un suport pentru următorul bear market. Asta o să facă. Adică dacă mergem un pic mai departe, sau mai exact, hai să mergem pe BLX. Asta o să facă. Din punctul meu de vedere, asta face, dacă vă uitați. Ăsta este un suport. Acum este o rezistență, da? Dar după ce o să-l rupă, da, fie o să-l mai ia suport și a plecat. Apoi devine suport pentru următorul bear market. Da, zona asta de aici, 60.000. Sincer, eu așa văd. Văd, asta văd eu. Asta e părerea mea personală. Acum, dacă o să fie așa sau nu o să fie așa, o să vedem. Da? Fiecare crede ce vrea, dar la cum arată și la ce face aici, este clar că dacă ne uităm pe weekly,
Vreau să înțelegeți că nu avem absolut până în momentul de față, nu avem absolut nicio lumânare închisă peste 60.000. Nu, până aici. Acum avem deja una, două, trei. Deci astea a trei ani aproape care e peste. Asta înseamnă exact ce am spus. Creează presiune. Dacă mergem un pic în urmă, o să vedeți. Același lucru a fost și aici. Nu, aici a fost rezistență și a rupt direct. A rupt, am mai testat odată. Dar a testat aici câteva săptămâni la rând. Ia și dacă mergem și mai în spate, ce a făcut? Tot la fel, a testat aici câteva săptămâni și apoi a plecat. Bun, acum e altceva. E, în primul rând, e vorba de un nivel foarte mare, 60.000, adică ca pe viitor să ții Bitcoin-ul să nu coboare sub 60.000, mi se pare science fiction. Dar asta e, asta e analiza. Asta e structura. Asta vedem, asta spunem. Da? Nu există alt motiv pentru care asta aici. Nu există. Decât ca să țină suport. Și vedeți, se consolidează, adică săptămâni întregi. Aici n-am avut niciuna peste. Da? Aici deja avem 3. Deja suntem pe suport. Linia albastră, vedeți că se apropie de ea. Uite ce frumos. Da? A căzut pe ea. Da? N-a rupt-o. Suntem exact aici. Ba chiar și lumânarea asta pe daily a fost un hammer, da? Adică s-a căzut foarte mult și a urcat înapoi foarte mult, ceea ce înseamnă că s-a adunat foarte mult volum, adică au vrut să ducă prețul în jos și n-au putut. E posibil ca astăzi să vedem că vrea să rupă zona asta. Dar așteptăm confirmări. De ce? Fiindcă nu se poate altfel. Până nu confirmă, deci din punctul meu de vedere al analizei tehnice, trebuie tot timpul confirmări. Nu confirmă, nu rupe. Da? Adică dacă mergem și ne uităm pe 15 minute, vedeți? Până nu rupe tiparul ăsta, nicio problemă, poate să meargă așa mai jos. E ok. Avem suport și aici. Da? E în regulă. Și liniile astea nu trebuie să fie perfecte, vă povesteam tot timpul, trebuie să încercați să le duceți în așa fel încât să aveți cât mai multe puncte care să atingă. Bun, de ce spun lucrul ăsta? Păi, caz concret, puneam mai devreme pe canalul de Discord, da, acest proiect, VRX, și spuneam așteptați să rupă rezistența. Persoanele, da, ce au făcut? Au așteptat. Aștepta să rupă rezistența, așa, pe VRX, RSI-ul, așa, 2% cu VRX, peace. Da? Adică asta trebuie să înțelegeți, tot timpul trebuie să confirme, tot timpul trebuie să confirme. Da? Bun, în principiu cam atât am vrut să vă arăt. Eu zic că până nu pleacă de aici, stăm liniștiți, da? Adică se consolidează, asta face, tot se consolidează. Bun, atâta timp cât ține structura, adică structura e 60.000, atâta timp cât ține 60.000, da, să joacă aici, e în regulă. Dacă a rupt 60.000, trebuie să ne cam punem un semn de întrebare ce vrea să fac. Bine, și dacă scade sub 60.000, să întoarce înapoi în aceea zi, e ok. Dar dacă avem o lumânare închisă sub 60.000, ne cam dă cu premium cap. Da? Adică nu prea mai e bine. Bun, în principiu cam atât am vrut să vă arăt. Așteptăm confirmări, așteptăm să vedem ce se întâmplă și cam atât. Vă doresc o zi minunată, baftă și Doamne ajută!